Pe bara a doua s-a lansat Armaș, șansă mare de gol, același Pandele. Și am reflexul lui Codruț Sandu, îl vedem pe Carnat, dar nu el a fost cel care a șutat. Foarte liber acolo Pandele, în mijlocul careului. De această dată la prima bară a respins Djibril Ibrahim. Încă o dată faza. Minge retrimisă de Armaș în centrul careului și în șutul lui Andrei Pandele. Primește din nou liber Dragu, intră în careu. Intrarea lui Dragu, lovitură de cap în bară, apare și prima ocazie a oltenilor. În acest minut 26, lovitura de cap a lui Idris Bunar. Frumoasă acțiune. Mult prea libere lăsat aici în flancul stâng al atacului Craiovei Dragu. Pițian venise să strângă în centrul defensivei și Shiba a fost depășit destul de ușor acolo. Bună lovitura de cap, era bătut Chirilă în bandă, în zonă centrală. Răduț, Pop, e liber Padula. Padula, să vedem, minge scoasă de Chirilă. Și o doză de șansă aici, pentru că mingea a ricoșat acolo la Padula, care a încheiat acțiunea de atac. Dragu, Răduț a atins ușor mingea, care a... Șut lui Merloi în bară! Câte o minge în transversală de ambele părți. Excelent a pivotat acolo Merloi. O primă repriză cu ocazii mai mari în tabăra voluntariului. Revedem bara lui Merloi, cât de ușor s-a desprins de Răduț aici. De cu stângul, mingea-l depășise pe Codruț Sandu. Ce greșeală aici, făcută de Bălașa, Carnat scapă, putea continua de unul singur, faza însă rămâne periculoasă. Ce intervenție are Sandu. S-a oprit inexplicabil Carnat, putea pătrunde, până la urmă cel care a șutat a fost Merloi. Ce gafă face aici Bălașa. Merloi. Rar vedem o astfel de intervenție și am... Nici Claudiu Niculescu nu poate fi foarte mulțumit de evoluția jucătorilor săi. Are pregătit un nou cartonaș galben Sorin Vodana. Încă o dată intră echipele medicale ale celor două echipe, o ciocnire destul de serioasă acolo, înconjurat de jucătorii Craiovei, probabil încă un avertisment pentru Molteni. Intervine și Lumbu în discuție. Da, o intrare periculoasă la cap, face semn Vodana. Da. Cine este jucătorul căzut de la Olteni, care va primi cartonașul galben? Sigur, minut adițional pentru prima repriză, vom avea ceva mai multe acum. Deocamdată și a revenit Carnat. Bine.
Da, și vedem de ce îl înconjuraseră jucătorii olteni pe centralul Vădana. Craiova rămâne în 10 din minutul 66. Da, a mizat croitorul pe tinerețea lui Răzvan Bălașa și iată ce se întâmplă. Puțin mai devreme a gafat la o fază la care cei de la Voluntari puteau marca. Acum face un faul tare, e al doilea galben, primul a fost pentru Hens, la acea fază în care era depășit de Carnat. De acum situația oltenilor devine și mai dificilă.